Domnului. Dragi prieteni, pentru noi este o bucurie că în această seară să fim în acest loc unde să lăudăm, să binecuvântăm numele Domnului Iisus Hristos. Am vrut să fim mai mulți, dar știți cum este peste săptămână, foarte greu, majoritatea din cei care sunt mai plini de viață, sunt tineri și unii cu școala foarte ocupați și n-au putut să vină rând pe rând, au renunțat, dar pentru că ne-am propus și am avut această dorință, am venit în această dupămasă și nu vrem decât în această seară numele Domnului să fie slăvit, să fie binecuvântat. Aducem salutări sfinte din partea bisericii de venit din Kitchener, frații de acolo, în mod special fratele, sau fratele Cornel, binecuvântează numele Domnului și vă salută cu psalmul 20. Fie ca Domnul să împlinească acest psalm în dreptul la fiecare. De asemenea, în România, vă aducem salutări din familia Crăciun. Crăciunul a ajuns mai repede la Montreal, dar spun și am spus deseori, totdeauna eu, când am fost copil mic, știam că nu există Moș Crăciun, pentru că așa am fost învățat. Și dacă nici n-aveam gândul, voie să gândesc încă ar exista. Dar nu am venit niciodată, nu există. Dar când am întâlnit pe Ionuț, am zis, băi, dacă este un tânăr, trebuie să fie și unul bătrân. Și după ce l-am întâlnit pe el, mi-a dat seama că există Moș Crăciun. Doar că Moș Crăciunul, doar la care știm, sau copii, sau care este prezentat, și Moș Crăciun este un om care iubește pe Domnul Iisus Hristos. Un om care iubește pe Domnul Iisus Hristos și în inima lui Ionuț s-a pus să fie cuvântul Dumnezeu și ne bucurăm că astăzi Crăciun aduce daruri minunate. Și cel mai mare dar pe care îl avem în inima noastră este Iisus Hristos. În această seară vrem să binecuvântăm, să slăvim, să binecuvântăm pe Domnul. De asemenea, vă aducem salutări sfinte din Africa, unde, de asemenea, împreună cu Ionuț, cu Ionuț Crăciun și cu alți, cu fratele Gabi Zilean, o parte din Misiunea Speranța, fratele Link Jivan și alții care ne-au sosit, ne-am întors, abia sâmbătă, săptămâna trecută, am avut un timp binecuvântat și probabil în această seară am să vă duc câteva mărturii din lucrarea pe care Domnul ne-a ajutat să o facem. Acum, în această seară, aș vrea, haideți să stăm înaintea Domnului cu inima deschisă, să-L lăudăm, să-L binecuvântăm pe Domnul. Domnul este Cel care ne-a mântuit, este Domnul nostru, este Împăratul nostru. De aceea vrem să stăm în prezența Lui, să cântăm, să binecuvântăm. Trăim vremuri în care oamenii sunt îngrijorați, se întâmplă mult în lumea aceasta, dar noi stăm sub ocrotirea lui Dumnezeu. Ne credem în Dumnezeu ce-ar fi în lumea aceasta, pentru că știm că și cu Dumnezeu suntem în siguranță. Și chiar